Vrei un ceai? Bine, hai adun poate, întrece supărarea pe tine. E, ce să facem? Da, da, chiar voi n-ați rămas foarte bine. Vrei un ceai? Da, vreau de piersic. Piersic cu? Da, da, o să mă așez la masă. Și tu, Lorena? Lime, te rog. Îmi place poziționarea asta, unul acolo, unul acolo. Săraca fată să vedea un supăr la mijloc. Eu dacă eram la Larisa, aici mă puneam. Eu aici eram, frate. Vână, Larisa, ceați. Nu mai vorbim despre ea. Din acest moment. Haide, Larisa, dorești o apă bună? Ce? Îți este sete? Larisa? Ce s-a întâmplat? N-aude, nu vezi. George! Ce faci? Foarte bine, uite, am venit să... George! Antoni! Ce tip de apă îi place Larisa? Eu s-a la tine. Nu știu. Nu știi? Antoni! Fistuțele. Bună tuturor! Bună! Da, mă, că m-am încercat. Mulțumesc! Ce? Haideți, stați aici pe canapea, haideți toți. Păi da, dar să stăm toți. Toți? Mă simt așa. Păi le-am... Sunt spălate și călcate de mine. De tine? Da. Prima. De ce? Da. Ce faci, prietena mea cea mai bună? Bine, tu? Bine. Mă bucur. Vrei să bei ceva? Ce? Vrei să bei ceva? Larisa, ce să beau? Mi-a luat un șai verde. Larisa, ce sete? Da. Eu cred că aș bea ceva, sincer. Ce vrei? Ce-ți place mai mult? Verde sau... Da. Mie, sincer, îmi place cu lime. Uite, lasă-le momentul lor, frate. Mă mulțumesc. Cu plăcere. Ce băiat de treabă. N-ai desfăcut-o. Deci nu era cu lime-a mea. Mie îmi place, nu-mi place prea dulce. Îmi place așa, mai dulce acrișor. Care-i cu aloe? Asta e lemă. E. Că a venit toamna. Și eu nu era? Dar ce cuștine este? Cerem. Haideți aici, că vă las un loc șor. Dar tu vrei să vorbești cu Bianca, pentru ea te ceru, nu? Da, și pentru tine. Acum înțeleg de ce nu ne-am înțeles. Mai bine asta. Auzi? De înțeleg ce? Păi dacă nu-ți place dulcele. Da. Haideți că mă simt așa, haideți, stați aici. No, cred că da, cred că da. Da. S-ai deschis-o? Nu, n-am deschis-o, m-a ajuns tu. Da. Am, vrei să vezi? Nu, nu vreau să văd. Haideți, veniți aici tu. Laur, te țin minte. Ce bine stă în roz. Mulțumesc. Se asortează cu insigna de lider. Da. Avem doi lideri pe canapea aici. Ia uite ea. Dar nu m-am pus acolo. Ce miros bine. Să nu te apropii prea mult de mine, că nu vreau probleme cu Bianca. Nu, dar ea de ce? Păi să... Glumesc. Ce faci, Larisa? M-ai întrebat ce fac? Te-ai cerut tu aici? Sunt... M-am cerut, sincer, știam... Adică eu credeam că nu o să mă lase să vin. De ce? Și m-am cerut, am zis că un minut. Vreau să-i aduc lui George alea și... Ce i-a adus? Deci miroase bine, da? Da, sunt o... Sincer, nu, doar cu miros. Balsamul de rufe pe care îl folosesc eu. Miros chiar fain. Da? Ce stai acolo, George? Nu știi? Le-am și călcat. Vino cu asta să faci balsamul, cum? Nu știi până acum? Le-am și călcat, sunt gospodină. Așa o fată își dorește, George. O bilă albă. Bianca, vii să servim ceai împreună? Da, poți să vin, dar nu acolo, că e frig. Ba da. Eu aș vrea aici. Tu ai vrea acolo? Dar nu vrei pe canapelele astea să servim ceaiul? Hai aici. Da, mulțumesc. Servești și ceaiul cu voi sau? Bine, un aer rece. Hai la ceainic. E o discuție. Ultima oară când ne-am întâlnit în compoziția asta, în așa, noi trei, era o chestie pozitivă. Emoțional, așa, sentimental, cum... George, dar de ce stai acolo? Stai, cum te păi aici am stat Robert, păi până acum eram dură. Faci schimb de locuri, că eu nu mai stau lângă la mor. Și acum? Nu până acum eram perceput. Mai aveți și un câte parte. Te pun eu. Bă, da, niciunul dintre voi nu s-a așezat aici. Da. Bune. Fricoși, mă. Eu m-am dat mai la o parte ca să o văd mai bine. Dar fugiți de asta? La băieții fricoși? Nu mă, cu aia. Vine, Larisa este prietena mea cea mai bună din casa fetelor. Mă bucur. Vine breaz. Așa vezi, mine? Da. Farfurii? Trebuie să le spui tu că da. Ce? Că vorbim jos. Ce? Partea aia. De ce? Te simți ca o fetiță așa, 16 ani. Dar de ce mă simt așa? Emoționată? Cum s-a pus George lângă tine? Ești în centru atenției acum. Voiam să zic așa în mare, ca data viitoare, când ai ceva să-mi spui, insist să-mi spui în față. Ca eu să nu mai fiu nevoit să mă uit la materiale, că eu să trebuiască să văd anumite chestii și să vin să ți le spun aici. Păi nu știu, că când Cosmin a zis că are intenții pentru Cristina, că eu de fapt n-am fost gelos, că de fapt aia a fost un teatru de-al meu pentru emisiune, că tu de fapt nu crezi asta că eu mi-am... Asta teatru de-al tău pentru emisiune, nu-s cuvintele mele.
Ba da. Nu. Ba da. Nu. Eu cu ochii mei am văzut discuția aici în Casa Fetelor. Ai după conexiune. Discuția aici era că tu nu ești gelos. Tu clar, clar, nu ești gelos pe nimeni și n-ai fost până de acum. Unde știi tu? În niciun caz. De unde știi tu ce în simți? În primul rând tu ai spus asta și în al doilea rând ești dată, sigur pe ea. Ți-am mai spus eu că de fiecare dată când o să afirm câte un lucru de genul acesta, să spui este părerea mea. Insist foarte tare pe chestia asta, pentru că tu nu ai cum să te pui în pielea și atâta în sufletul nimănui. Atâta timp cât imediat eu vorbesc, este părerea mea. Da, dar vreau să spui chestia asta, că pentru că tu o dai ca și cum tu știi tu ce se întâmplă în sufletul fiecăruia. Tu n-ai de unde să știi, nici eu nu știu ce se întâmplă în sufletul tău. Da, da, când vorbești, dar în momentul în care vorbești despre mine, nici tu nu spui, este părerea mea. A, da. Voi ați încheiat? Da. Nu știu. Suntem prieteni. Da. Eu te văd în pantofia și sub, fără jur. De comun acord? Da, nu? Păi nu? Păi dar ce, pe ele îl întrebi? Păi da, eu adică probabil în partea adică ei de comun același gând ai mers și tu în grădină ca să încheie relația? Sincer, da. Da? Da. Serios? Da. Mm. De ce? Păi da, am spus că m-am gândit foarte bine și am avut o discuție și am clarificat situația și... Și așa, cam de, nu știu, cum să zic, cam de cât timp ai avea nevoie ca să poată să facă Anthony pași pe tine? Dar cine știe asta? Nu bine, știu, asta nici ea nu știe. Iar o pui într-o situație în care încerc să programezi pe două zile. Nu mă simt bine. Nici data trecută nu m-am simțit bine când am fost pus în situația asta. Nu-mi place, sincer. Și care răspunsul perfect când simt eu? Momentan, ți-ai dorit să îți acorde cineva timpul și spațiul necesar? Nu știu, așa simt eu. Eu sunt persoana care nu reacționez bine pe moment. Mai ales dacă sunt constrânsă. Nu reacționez bine. Auzi, dar te vedea într-o relație cu Antonie, genul tău de băiat? Ce întrebări slabe pui, frate. Dar i-ai întrebat tu, nu știi ce să răspunde. Întreabă-mă pe mine. Cum pune George întrebările, nu le pune nimeni. Ea acum au zis, nu-mi place să fiu constrânsă, nu-mi place să simt o presiune. Te vedea cu Antonie într-o relație. Laura, întreabă tu ce o întrebat. Mai repuțin și te împinge. Mai bine. Că nu poate să-i răspundă lui. Oricum, eu vreau bine ei, că e prietena mea. Frate, încă ți la ea să vede, Doamne. Sunt best prieteni? Da. Best friend. Da, am zis că nu mai putem avea nimic. Ce face frumos? Dacă e să ne înțelegem afară, ne înțelegem. Voi ziceați că nu există. E bine. Prietenie după relație. Puțin geloasă. Puțin înțepasă. Nu e ca și cum s-au cunoscut. Mai ales acum am stau și în aceeași cameră. De ce? Ce a zis? Dar nu, să știi că nu și-au vorbit. Cel puțin din câte știu eu, n-au vorbit despre. Păi și geloasă pe ce? Și ori dacă ești tot. Normal, că a venit fata fixată pe tine. Păi pe Cosmin bare mai fixată, dacă mă întreb. Păi da, da, acum primind... Ci că foarte dezamăgită, având în vedere discuția pe care ați avut-o voi ieri. Cine? Giulia. Dai seama ce despre ce? A zis că părea că tu ai un mai mare interes. Ce părere, Giulia? Despre scrisoare? Despre poezie? Mai e ciudat că... Ai intrat tu, ai spus că pentru el și el vine cu poezia, sau? Nu, nu neapărat asta. E ciudat că voi n-ați avut așa o mare interacțiune încât să... Se apuce de scris, așa, parcă e trist, parcă suferă după tine, parcă nu mai poate. E o gândire platonică. Da, s-au fost. Și eu când i-am zis că are sentimente pentru ea, a zis că nu are sentimente pentru ea, că e prea de vreme. Prea de unde atât de sentimente? Ideea este că eu nu scriu pentru nimeni la 4 dimineața în notebook, dacă nu am ceva foarte... Da, scrii și pentru tine. Serios. Pentru mine? Cea mai bună glumă păi de drag. Astăzi. N-a scris. A, în scrisoarea ei. Da, da. În scrisoarea ei, da. Da, da. E apreciat că cumva te-o menționat și pe tine acolo. Nu-i ca și pe Radu încep. Și pe Radu încep. Și pe Radu încep. Mesaj jurat, într-adevăr, într-o dimineață. Trebuia să fim toți patru. Omul bunătură. Dar de tine a scris frumos, în schimb de Radu. Mi-a fost dragă, da. Fericiți toți patru, știi, melodia. O să fac un tricou cu... Mi-a fost dragă. Și o să-l port la pijama. Teoria ta cu finala, cu apropierea mea cu Cristina, nu are nicio logică și nicio așa, legătură. Are. Nu are, pentru că dacă tu te gândești că eu, apropiindu-te pe tine de Cristina, este o chestie pentru finală, înseamnă că tu ești conștient de asta și o faci tu pentru finală, te apropii de ea. Înțelegi? Și mai ales că finala nu este acum. Și eu sunt aici de mult timp și tu ești aici de mult timp și știi că nu poți să falsezi un lucru multe, multe luni. Ok, o lună o falsezi, două luni și după aia îți iese tot adevărul. Că e finala, că nu e finala. Pe parcursul. Acum, păi de asta și zic. Da, da. Acum, finala cine știe când va fi? Acum pe bune, în iarnă. Încolo așa. Eu sunt convinsă că în momentul în care stai cu o persoană... Nu, n-am zis asta. Zic în iarnă, încolo. Da, da, departe. Da. Păi, tu
dacă te împaci acum cu Cristina și chestiile astea, voi oricum o să aveți multe luni împreună. Adică asta mie nu mi-aduce niciun beneficiu. Vreau, te rog frumos să înțelegi, să nu mai vorbești pe temele astea, pentru că eu pe mine nu te personal vorbesc pe chiar temele astea. Stai că am schimbat tema, am deviat de la subiect. Eu am venit aici să discut cu tine altceva. Da, să nu mai zic scurt, că ca data viitoare nu. Să-ți spun pe scurt ca data viitoare, știu, dacă ești o femeie atât de asumată. Da. Eu sunt vreau mereu asumată și mereu am vorbit. Pentru că data viitoare când ai chestii de genul acesta, nu. Când ai chestii de genul acesta de zis, vreau să vii să-mi zici în față. Nu vreau să vii să-mi mereu vezi am zis la spate în stai față că aici. Nu ești gelos. Asta am zis-o nu în față. Nu niciodată vorbei cu fetele aici și nu doar asta. Păi de multe ori, când s-a jucat e primul băiat respectiv. Care a intrat, când a intrat și Alexandru. Se poate, vreau să vorbesc și eu, că da, am venit. Eu am venit să vorbesc cu tine, nu tu să vorbesc. Nu, bine, eu te ascult atunci și tu îmi spui... Da, ce am eu de spus? Ce vrei? Tu reacții de astea să nu mai faci la mine, înțeles? Nu fac la toți, gata, v-ați pornit. Da, bă, dacă vrei să mă scoți din sărite, pe bune, dacă încearcă. Dacă e problema ta, până la urmă? Nu mai faci așa. De ce? Reacționează și tu pentru vârsta pe care o ai. Reacționez cum ți-am spus de sute de mii de ori, am vorbit cu tine, dar bă, că n-ai înțeles nimic. Scuză-mă. Nu, n-ai înțeles nimic, văd. Nu, dar nu trebuie să înțeleg de la tine.